Ce crezi? Ce se află în poșeta unei femei? Dezordine. Depinde, da, ce are femeia, ce are rujuri, parfumuri, bani. Cardurile, ce? Cardurile, de unde cardurile? Da, cine e șeful, nu femeia? Eu credeam că banii sunt la bărbați. La ora actuală la femei. Păi cum așa? Păi ele sunt dirijorul în familie. Bărbații au decăzut, pe locul 2. Doamnelor, domnilor, sunt Andrei Boroșovici și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Reality Shock. Să știți că astăzi o să încercăm să elucidăm un mister care ne-a frământat și ne-a măcinat de-a lungul istoriei, și anume, ce se află în poșeta unei doamne. Ce se află? O doamnă bătrână. Vânt. Vânt? Vânt și bate. Nu este nimic. Nu e. Păi da, dar ce poartă? Nu neapărat trebuie să poarte numai bani. Machiaje? Eu știu, ce mai poate să aibă? Nu, domnul meu, de unde și bani pentru machiaj? Păi și atunci ce mai purtați poșetă dacă nu aveți nimic în ea? Păi, dar cum mi se cade la o femeie și mai ales în vârstă să mă duc așa cu mâinile în buzunări? Nu merge. La o fată tânără mai merge, pui mâinile în buzunări și te duci, dar una ca mine nu mai merge. Păi e un accesoriu obligatoriu? Spune ceva despre personalitatea unei doamne sau ce? Poșeta, sigur că da. Sigur ține asta de sigur. Asta e lege. Când v-ați uitat la o doamnă prin perspectiva unei poșete? Păi inițial nu că neapărat să te uiți că ce poartă sau nu poartă poșetă. Asta nu este o chestiune care să poți să se gândești în privința asta. Vedeți că doamna spune? Doamnele trebuie să poarte poșetă. Acum mai înainte ai spus și ai contrazis că nu zis că nu m-am uitat ca să într-adevăr să neapărat că doamne. Nu, o doamnă trebuie să aibă poșeta. Păi dar domnii susțin altceva. Da. Deci la 80 de ani sigur că mai asta nu trebuie să ai o batistă de nas, trebuie să ai acolo eventual o oglindă dacă ți se întâmplă că... Nu. Și bărbații de ce nu poartă? Ce, bărbații n-au nevoie de batiste? N-au nevoie de portofele? Sunt bărbați care poartă borsetă cu ei. Sunt bărbați, eu cunosc bărbați care nu pleacă de acasă fără borsetă. Vreodată ați știut în realitate tot ceea ce se află în poșeta doamnei? Nu, nici nu am căutat. Nici nu caut să mă uit. Eu, adică ar fi, nu știu cum să te uiți, să, că ce are doamna în poșeta. Păi e soția dumneavoastră, cum? Nu e normal să ai, să știi ce e înăuntru? Normal. E și normal să nu te uiți atunci. Înseamnă că trebuie să totul să învârtă prin mâinile tale să vezi că ce face. Păi dacă are o poză cu altcineva? Niciun bai. Păi cum să nu fie niciun bai? Niciun bai. Nu e niciun bai. Da, da, eu știu că ea nu are cu altcineva poze. Auziți? Cred că soțul dumneavoastră nu știe totul. Nici el nu știe totul și nici eu nu știu totul. Ce e în poșeta ta? Sunt tare curios. Ce e? Deci m-ai făcut curios acum, dacă nu ne arăți ce e în poșeta ta. Uite, și prietenii tăi sunt curioși. Veniți mai aproape, vrem să aflăm ce e în poșeta unei femei. Voi nu sunteți curioși, bărbați? Veniți aici aproape, uitați. Eu sunt tare curios ce e în poșeta prietenei voastre. Sunt tare curios. O deschidem. Da, așa, în linii mari o să vă arăt. Așa, în linii mari, cu liniuță, da? Aveți un pic și o hârtie ca să și notați. Păi, am așa, am halatul, pentru că suntem studenți la medicină și am dat primul nostru examen. Aveți primul vostru examen astăzi? Am dat. Ați dat deja și ai trecut cu brio, să înțeleg. Da. Aoleu, asta din pricina poșetei. Da, se pare că da. Așa, ce ai? Deci, un halat. Un halat. Un caiet. Așa. Un spray cu piper. Spray cu piper? Dar pentru ce e spray-ul ăsta? Nu se știe niciodată. Crezi că un spray din ăsta te-ar putea apăra împotriva dușmanului? Da.
Ți s-a întâmplat să-l și folosești vreodată? Nu, încă nu și sper să nici să nu fie nevoie. Așa, deci spray paralizat din ăla cu piper lacrimogen, nici nu știu ce face ăla. Așa, deci am ajuns la 3 obiecte doar. Da. O umbrelă, pentru că poate o să vină ploaia. E iarnă, vine nisoarea, nu ploaia. Nu îți arăt, e mai intim. Păi ce e intim în poșetă? Fardul cu machiajă. Păi ăla e intim? Da, și te rog... Ce? Fardurile sunt intime? Da, eu nu mă pot da cu ruj în fața tuturor. Mă dau într-o toaletă, doar eu și oglinda și rujul. Dar ce ți se întâmplă să porți la tine, să mergi la o baie publică, să te pui în fața oglinzii? Baie publică, vreau să spun... Dacă plec de acasă sau într-un restaurant, mai stau mai mult și vreau să arăt bine la o poză. O oglindă, un ruj, un rimel, un parfum și, nu știu, cursuri. Dacă doar atât? Facultate, evident. Păi astea sunt lucrurile principale, nu? Ok. Și lucrurile secundare? Lucrurile secundare, nu știu ce ai vrea să-ți spun acum. Nu știu, arată-mi adică... ce-i în poșeta ta, sunt tare curios. Știi că nu e bine, nu e frumos să cotrăbui prin poșeta unei domnișoare. Deci, nu-ți voi arăta.